doi polițiști din Vaslui au fost condamnați la 8 luni de închisoare cu amânare după ce au ajutat două persoane să evadeze. Fapta a avut loc în 2015 când cei doi indivizi au fugit chiar din curtea Palatului de Justiție din Iași. Colegul meu Paul Ciurar este în acest moment în direct și vine cu detalii despre acest caz. Paul, bună dimineața. Un găsit într adevăr este vorba de o poveste ce a avut loc în luna martie 2015, atunci când cei doi polițiști exportau și asigurau paza pentru doi suspecti care erau duși la curtea de apelia și acolo unde se îndeplineau procedurile pentru extradare. Este vorba de doi bărbați din Republica Moldova care erau căutați de autoritățile din Portugalia și din Elveția pentru mai multe infracțiuni de furt din locuințe și diverse firme. Din cauza faptului că acești doi polițiști nu au respecta procedurile atunci când se exportează o persoană la instanță și anume au pus cătușele peste obiectele de îmbrăcăminte, peste manșetele hainelor și în momentul în care i-au scos în curte doar unul dintre ei se afla în prezența lor, cei doi au putut evada iar la acel moment a început o adevărată urmărire prin tot județul Iași pentru a-i găsi cât mai repede pe cei doi cetățeni din Republica Moldova. Cei doi polițiști au intrat în atenția superiorilor care i-au anchetat și au concluzionat că aceștia nu au respectat procedurile în vigoare în când trebuie escortată o persoană la instanță. Din acest motiv, în 2020 a început procesul celor doi, iar acum au fost condamnați la câte 8 luni de închisoare cu amânare pentru lesnirea evadării Celor doi, însă decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs. Paul, mulțumesc foarte